Grav accident de circulație la Orhei. Un microbuz s-a răstornat după ce a fost tamponat de un autocamion. Accidentul a avut loc în această după amiază, lângă satul Peresecina. Potrivit poliției, șoferul autocamionului nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo, iar la un moment dat ar fi derapat pe carosabilul umed și s-ar fi izbit în microbuzul care venea din sens opus. Impactul a fost atât de puternic încât microbuzul s-a inversat. La locul accidentului a venit și o ambulanță, însă, din fericire, nimeni nu a avut nevoie de ajutorul medicilor. Conform legii, șoferii care provoacă accidente rutiere riscă până la 1500 de lei amendă și 6 puncte de penalizare.